Ministra Alana Nemerencu a declarat că sistemul spitalicesc este pregătit să facă față valului 5, iar asta pentru că, între timp, au fost fortificate capacitățile unor instituții medicale cu noi utilaje și paturi. A fost majorat numărul de paturi la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății de până la 198, iar la secția anesteziei și terapie intensivă al aceluiași spital am crescut-o de la 6 la 18 paturi. De asemenea, Ministerul a actualizat protocolul clinic național și urmează să-l publice în zilele care urmează. Mai exact, au fost operate modificări în ceea ce privește tratamentul COVID-19 și măsurile de autoizolare. Totodată, a fost pregătit un plan pentru 3 scenarii posibile. Dar pentru o situație care ar putea escalada și pune o presiune mare pentru sistemul spitalicesc, vă informez că avem un fond de paturi în sistem suficient. Doar republicane sunt la 10.000. De asemenea, sunt circa 500, peste 500 de paturi de reanimare. Responsabil a precizat că într-o situație mai critică, centrul COVID de la Moldexpo va fi reactivat doar pentru tratament terapeutic. Cât despre stocurile de medicamente, acestea sunt suficiente, iar multe instituții dispun de rezerve din valul precedent. Remdesivirul la moment în stoc sunt 1.412 flacoane, și încă 3.500 flacoane sunt recepționate în curând, conform contractului de achiziții care a avut loc. Tocilizumab, avem 1.705 seringi preumplute în stoc și 2.000 de flacoane au mai fost procurate suplimentar. Pentru comparație, în lună, în valul din toamnă, erau utilizate în jur de 300 pe lună. Deci noi avem stoc suficient. În valul 5, așa cum au specificat și experții în sănătate, vor fi importante preparatele antivirale. Nemerencu a făcut referire la medicamentul Paxlovid, care ar urma să fie procurat în timpul apropiat, dar și la Molnupiravir, care se află în etapa de înregistrare la Agenția Medicamentului. Medicamentul va fi compensat 100%, adică va fi oferit gratuit și utilizat în tratamentul la domiciliu. El asigură prevenirea complicațiilor, spitalizărilor și, desigur, o recuperare mai rapidă. Purtarea măștii de protecție va fi în continuare importantă, de aceea păturile vulnerabile ar putea să beneficieze de seturi de măști gratuite, iar pentru că unele țări au impus obligativitatea măștii FPP2 din cauza tulpinii Omicron, Alana Nemerencu a venit cu o precizare. Cu regret, noi în Republica Moldova nu ne putem permite obligativitatea purtării măștilor FPP2 cum introduc alte țări. Dar vom încuraja permanent cetățenii să poarte măști obișnuite, chirurgicale sau chiar textile. În plus, și expertul în sănătate, Mihail Pâsla, a comentat acest aspect. Deci eu n-am găsit în literatură niște argumentări că capacitățile noi tulpini a COVID-ului, capacitățile Omicronului de a pătrunde prin măștile de bumbac sunt mai mari. El consideră că o incidență mai sporită a cazurilor s-ar putea înregistra începând cu mijlocul lunii ianuarie, însă declară că gradul mai mare de pregătire imună a populației va conta mult în valul 5. Practic, altor țări a arătat că Omicron este cu mult mai virulent, însă impactul lui asupra sănătății nu e așa grav ca a variantei Delta. Adică presiunea poate fi acum mai mult asupra asistenței medicale primare, asupra medicilor de familie. Deja s-a confirmat că capacitățile sunt suficiente, dar dacă el va fi mai mare dimensiunile acestui val, atunci pot fi probleme. În viziunea mea, nu cred că el va depăși. La aceeași conferință de presă întrebată de Cotidianul TV despre viitoarele campanii de mobilizare privind vaccinarea, Alana Nemerencu a spus că va prezenta curând un raport cu toate cele întreprinse până în prezent, menționând că ministerul a investit mult în campanii, însă rezultatele nu au fost pe măsură, iar asta pentru că, zice ea, nu a existat susținere din partea altor parteneri locali.